corpul ăsta fizic este doar o carcasă. Dar carcasa asta ne ține toate dorințele noastre, toate pasiunile noastre, spiritul nostru. Și ca noi să accesăm toate zonele astea spirituale și de plăcere, de explorare, avem nevoie de un corp funcțional. Adică, de libertate, să exact, poți să te exact, duci vrei să mergi pe munte, sau, da, vrei să înnoți, vrei să faci scuba diving, vrei să explorezi lumea și la o vârstă de 20 de ani, dar și la o vârstă de 50 de ani, 70 de ani, pentru că în momentul în care tu nu mai explorezi, nu mai ești curios, nu mai înveți lucruri noi, ai murit într-un grad foarte mare. Da. Oare oamenii din trecut care munceau toată ziua pe câmp și la animale, oare mai aveau insomnii? Cu siguranță mult mai puține. Mult mai puține. Tot ce vii frânt de la muncă, cred că dormi dus. Dar suntem făcuți să facem mișcare. Da. Doar dacă ne uităm la perspectiva scheletului nostru, mușchilor noștri, în câte feluri ne mișcăm, câte articulații avem, ce amplitudine de mișcare avem, ne dăm seama că am fost conceput să ne mișcăm în foarte multe feluri. Și dacă noi stăm doar într-o singură poziție, omul de rând are nevoie de un echilibru funcțional. De aceea e foarte important să facem câte un pic din toate și să ne punem în poziția de a învăța lucruri noi. Sunt atât de multe beneficii când te pui în poziția asta, creierul se dezvoltă, conexiuni neuronale noi. De ce? Pentru că ești într-o situație nouă și atunci corpul încearcă să se adapteze. Pentru omul de rând care vine la mine și nu a mâncat și este foame, îi recomand să vină nemâncat la antrenament. Adică mai degrabă te antrenezi pe un pic de foame decât cu burta plină. Dacă tu mănânci și intri în starea de relaxare, nici nu performezi, ești și îngreunat pentru că corpul e focusat pe digestie, adică un antrenament cu un pic de foame întotdeauna e mai intens, mai bun și mănânci după și corpul e ca un burete, asimilează nutrienți mult mai bine. Cel mai important este să nu căutăm perfecțiunea și să căutăm progresul, să încetăm să ne comparăm cu alții și să ne comparăm cu noi, să învățăm câteva principii solide și apoi să învățăm să experimentăm. Pentru că e foarte important să înveți lucruri noi, dar și din punct de vedere metabolic. E foarte important să mă cunosc pe mine. Asta e ceva ce oamenii nu prea înțeleg. Dragilor, bun găsit la un nou podcast nonconformist, marca Dr. Cezar, în care vă invit să mă urmăriți alături de oameni faini, oameni cu care am interacționat în viața asta și la care am eu la rândul meu ce învăța și a căror informație vreau să o aduc și în fața voastră. Flavius, ești un băiat super tare. M-ai impresionat la când ai avut acel discurs la conferință, care a fost tot aici la Body Shape, sala unde activezi. Da. Și m-a impresionat discursul tău coerent, echilibrat și am zis hai să ne vedem și la un podcast despre sigur, sport. Da, sigur că da. Ce poți să-mi spui așa despre tine? Un mic CV așa de început să te cunoască lumea? Păi dacă mergem în zona asta de sport, sunt de 3 ori campion național la fitness, deci practic aici a început pasiunea mea ca orice copil, să zicem așa, pe la 17 ani m-am apucat de sală într-un garaj. Și lucrurile au evoluat frumos la început, m-am antrenat pe perioada liceului, după aceea m-am mutat în București. Aici am luat contactul cu, să spunem, mai multe informații, oameni cu mai multă experiență, m-am dezvoltat ca antrenor, în același timp ca și sportiv. De 9 ani sunt aici la Body Shape Fitness Manager, unde lucrăm cu oameni normali de data asta, nu neapărat sportivi, care vor să schimbe stilul de viață. Deci, practic, am luat informațiile acumulate în domeniul sportului de performanță și a trebuit să le cern și să le... Ai simțit că poate nevoile oamenilor sunt diferite de cele ale sportivilor de performanță sau oamenilor care îi știm noi în mod clasic că se găsesc în săli? Siguranță. De-a lungul timpului, să zicem, zona asta de fitness vine din culturism. Culturismul era o nișă... Arnold, apoi era Uceanu, cine a mai fost la noi, deci nu foarte multă lume practica sportul ăsta și de 20 de ani cam așa a început să devină mai mainstream, în precădere în ultimii 10, tot felul de oameni au contact cu sportul și practic la Body Shape asta am încercat să facem pentru omul de rând, să fie ceva prietenos, poate mai mult decât există de obicei în sălile normale, dar mă bucur să văd că sportul și fitness-ul e din ce în ce mai accesibil și cât mai divers, adică oamenii își pot găsi... Și e pe val, exact. Mai ales că dacă stăm să dăm în urmă o generație, două, bunicii noștri sau eventual și părinții în anumite situații, trăiau la țară, creșteau animale, aveau muncă fizică de dimineață până seara, deci erau într-o continuă mișcare și făceau
sport de toate felurile. Se mișcau, se mișcau, adică dădeau și cu sapa, căreau și un snop de nutreț la animale. Absolut. Făceau toate muncile astea într-o diversitate. Da? Noi ne-am trezit generația noastră că avem muncă sedentară, avem birou, avem stăm exact. La calculator, ne-am adaptat la scaun. Da. Și acum începe să se simtă nevoia de mișcare. Dar ce fel de mișcare? Că nu ne mai întoarcem să dăm cu sapa. Trebuie să facem sport. Dar de care sport? Doar să faci 10 repetări pe brațul drept, 10 repetări pe brațul stâng, parcă nu e complet, parcă nu e suficient, da. Doar să pompezi niște mușchi, pentru că suntem pe de-a întregul, funcționali. Și aici vine, de fapt, o nevoie a societății, unde se întâlnește cu servicii pe care antrenori ca tine și specialiști vin să răspundă unei cerințe care va fi din ce în ce mai mare. Dar cerința nu se mai referă doar la partea asta legată de culturism. Dar nu este doar estetic. Doar estetic. Exact. Sau... Deci funcțională, holistică. Da. Oamenii acum integrează toată zona de well-being, de la mișcare, respirație, nutriție, meditație, adică zona de fitness s-a dezvoltat. Natură, exact. Stretching, absolut. Yoga, gimnastică și toate, exact, toate lucrurile astea. Exact. Aici la Body Shape știu că aveți programe foarte diverse care să răspundă tuturor nevoilor. Care ar fi, să zic, principalele tipuri de exerciții fizice care ar trebui implementate de către orice persoană? Că sunt unii oameni, mă apuc să fac sport, doar mi-au bicicletă și pedalez, zic că la sport. Într-o perspectivă, da, dar sau mai spun de cei care și-au acasă în living un obiect de mobilă care apoi de cuier de haine. Da, exact, asta știm, da. Care ar fi nevoile? Că până la urmă, așa clasic, sunt împărțite în antrenamente de forță, de rezistență, de cardio, de poți să-mi detaliezi așa ca oamenii să înțeleagă. De ce e nevoie să facem din toate câte puțin? Practic, în primul rând, trebuie să ne definim un obiectiv, pentru că în funcție de asta mergi într-o direcție sau alta. Dacă vorbim de un stil de viață sănătos, cum sunt clienții care vin la Body Shape sau oamenii normal care probabil ne urmăresc, întotdeauna încerc să le dau trei parametri. Odată, un antrenament de forță și aici urmărim mișcări, nu neapărat mușchi. Și anume mișcarea de împins, mișcarea de tras, lucru pe zona de picioare. Deci atenție e pe obiectiv, pe greutatea care o împingi sau pe cea pe care o tragi. Da. Așa. Deci da. Asta ține de mișcările corp, pentru că noi vrem să antrenăm corpul în toată amplitudinea lui de mișcare. Asta e foarte important, să nu devenim dezechilibrați. Că noi oricum suntem dezechilibrați, doar că stăm într-o anumită poziție, dar mișcându-ne și având un antrenament echilibrat pe mișcări de tras, de împins, de picioare, extensia șoldului, extensia genunchiului, atunci noi antrenăm toate grupele musculare și noi asta facem, antrenamente full body la fiecare antrenament. Practic vrei să ai o frecvență a stimulării musculare, pentru că te ajută mai mult decât să aștepți o săptămână sau 10 zile să antrenezi o grupă, pentru da. Că vrei să te miști, nu neapărat doar să arăți într-un fel. Combinat cu exerciții și antrenamente de stretching, că e foarte important să-ți păstrezi mobilitatea atât a mușchilor, dar și a ligamentelor, pentru că noi suntem foarte statici, atunci mușchii noștri, ligamentele noastre devin așa solidificate când stăm într-o singură poziție, și apoi și zona cardiovasculară, care poate fi incorporată în zona de antrenament de forță. Dacă faci un circuit, dacă faci un antrenament de stil HIIT, atunci ai și zona asta cardiovasculară, unde îți crești pulsul ridicând greutăți. Poate să fie și o formă de cardio de nivel scăzut de intensitate și atunci poate să fie o alergare ușoară, poate să fie un mers pe jos mai alert. Adică răspunsul nu este unul, să spunem... Da, e funcție de situație, de persoana... De situație. Dar în principiu vrei să ridici niște greutăți, vrei să-ți ridici pulsul și vrei să-ți îmbunătățești mobilitatea. Da, cât de simplu... Da, din toate avem nevoie. Exact. Da? Deci chiar trebuie să ridicăm niște greutăți, pentru că astea stimulează creșterea masei musculare. Dar ce te faci că sunt femei care spun, dar eu nu vreau să am musculat. Ele poate se gândesc că nu vor să fie culturiste sau exact. Nu e vorba despre asta. Ce sfat le-ai da acestor doamne, domnișoare,
legat de masa musculară și de ce este importantă și pentru, și pentru ele? E o întrebare foarte bună și mă confund foarte des cu întrebarea păi asta. Știu că și atunci le spun, le întreb, cum vrei să arate corpul tău? Păi vreau fesier mai bombați. Păi uite, fesierul este un mușchi. Ca el să devină mai bombat, trebuie stimulat. Vreau brațe mai tonifiate. Ok, uite, brațele tonifiate înseamnă musculatură antrenată plus strat de grăsime mic. Deci, practic, ai nevoie să stimulezi musculatura aia ca să arate într-un fel. Și atunci când ei înțeleg că, de fapt, mușchiul este cel care dă forma corpului, ok, e în regulă, îmi doresc asta. Și atunci când le spui că nu ai cum să pui prea multă masă musculară, pentru că hormonal nu ești da. În zona respectivă, da. Nu ai suficient testosteron ca și femeie să devii foarte musculoasă, ci doar să-ți cizelezi formele, așa spun. Deci formele deci de femeie. Deci natural, fără, eu știu, antrenamente alea super dure, cum fac profesionistele în domeniu. Plus suplimente, plus și un obiectiv în sensul ăsta, deci nu vă temeți, dragi doamne și domnișoare, că dacă lucrați cu greutăți, veți absolut. Deveni... Plus ajutorul hormonal din exterior, trebuie punctat. Da. Tot ce înseamnă sport de performanță în zona culturismului, mai ales femeile care sunt foarte dezvoltate, atunci au ajutor hormonal din exterior, care înseamnă hormon masculin, testosteron, ceea ce pentru oamenii de rând nici nu se pune problema. Nu se pune problema, deci, nu, deci trebuie să nu ne fie frică de... Exact. Plus de, pe lângă masă musculară, stimularea mușchilor și rezistența mecanică întărește oasele, ceea ce e foarte important. Riscul apropo de osteoporoză, scade pentru că atunci când ai mereu presiune mecanică, practic dai un semnal corpului. Aici am nevoie de mai multă rezistență, de mai multă forță și asta înseamnă că osul devine mai dens, tocmai datorită acestei presiuni mecanice. Trage mineralele. Absolut. Faptul că le trage din sistem, se adună în os pentru că osul este stimulat, aceste minerale nu rămân pe țesuturile moi. Absolut. Și scade riscul de depunere de calciu. Calcifier și alte simptome de genul acesta, pe la încheieturi, pe la articulații. Deci, practic, corpul nostru funcționează așa sinergic, atât de fantastic, dacă îi dăm stimuli potriviți. Deci, avem exerciții de forță, cu greutăți. Cam ce fel? Dă-mi așa câteva exemple, că vreau și materialul ăsta să fie foarte practic. Cine se uită și poate nu are acces la o sală, poate într-un oraș sau într-o localitate mai... să aibă așa niște idei sau chiar dacă se duce la sală, află o opinie de la noi. Ce fel de exerciții? Dăm câte repetări? Cu ce greutate? 10 repetări? 15? Mai rapide? Mai lente? Descrie așa puțin. Să luăm un om obișnuit care vrea să facă sport pentru sănătate, atunci îi împărțim antrenamentul în primul rând să fie un antrenament full body, deci el practic vrei să antreneze toate grupele musculare la același antrenament și nu neapărat grupe musculare cât mișcările principale și atunci vorbim de exerciții de tras, adică tragi spre tine și atunci stimulezi musculatura spatelui. Tragi. Da? Exact. Tragi. Bicepsul. Tragi. Exact. Deci, practic, îți îmbunătățești postura. Tot ce înseamnă postură vine din mișcarea asta de tras. Imediat ne-am întâlnit. Amândoi. Da, e s-a trebuit. Exact. Deci, vrei să tragi spre tine. Asta înseamnă că îți întărești musculatura spatelui, o dezvolți, devii mai armonios. Pentru că tot ce... întotdeauna corpul lucrează agonist-antagonist și vrei să fie un echilibru, mai ales că noi suntem mereu aplecați spre față și atunci noi trebuie să revenim mereu în poziția asta. Și stresul ne adună, pentru că în stres este tendința de protecție și stresul se acumulează, ne dăm seama și ne gândim așa. Deci tras înseamnă să tragi fie o bandă elastică către tine, fie să te tragi tu către un TRX, fie să tragi tu o greutate către tine. Da. Planurile se pot schimba în funcție de aparate. De greutăți nu înseamnă doar antere, poate să însemne și un elastic pe care l-ai prins de un stâlp. Rezistență mecanică. Pentru că este o mare confuzie și din păcate o văd foarte des în industrie, pentru că există această traducere din resistance training, care înseamnă rezistență mecanică și românul o traduce în antrenament de rezistență, care e de fapt acea condiționare cardiovasculară. Sunt adică să reziști 3 ore, 5 ore, să alergi. Nu despre asta e vorba. Câteva zeci de kilometri, vorbim de rezistență mecanică, deci practic este un lucru mecanic pe care noi îl producem prin mișcare. Poate să fie o greutate, poate să fie greutatea corpului, poate să fie o bandă elastică, poate să fie orice. Practic, tu îngreunezi mișcarea pe care o faci printr-o forță exterioară. Aceste mișcări mai într-un ritm mai rapid sau mai lent?
Cum? Depinde. Hai să termin ideea. Deci am zis mișcarea de tras. Da. Apoi, mișcarea de împins. Da. Depărtăm de corp o anumită greutate. Și înseamnă zona din față. Da, mușchii pectorali, mușchiul triceps și deltoidul anterior. Și înainte și în sus. Da? Absolut. Exact. Toate planurile. Toate planurile, da. Și apoi, foarte important, când mergem în trenul inferior, să antrenăm zona de extensia șoldului, adică să ne aplecăm, să se întindă șoldul femoralul și apoi tot ce înseamnă extensia genunchiului, adică să se miște și la nivelul genunchiului. Și astfel antrenăm toate grupele musculare, plus foarte important zona trunchiului, zona corului, tot ce înseamnă mai degrabă antimișcare, antirotație, pentru că zona de mijloc. Zona de mijloc să o întărim, pentru că noi ne gândim la abdomen, mereu să ne ghemuim, să facem crunch-uri. Însă funcția lui principală nu este să te ghemuiască, ci să te ține drept la factori exteriori. Da, adică da. Dacă vine o împingere, eu să rezist. Dacă te bate vântul, să... Exact, că poți să rămâi în... Dacă te împiedici sau dacă te... Absolut. Eu știu, ai un mic dezechilibru, să te poți reechilibra. Exact. Da. Deci, practic, să reziști acestor rotații și acestor mișcări. Și atunci ai un trunchi puternic. Bineînțeles, foarte important să ai și flexibilitate și mobilitate, că atunci când ajungi într-o zonă de genul ăsta de aplecare, să nu te contracți foarte repede, să devii foarte rigid. Pentru că și rigiditatea asta vine dintr-o protecție. Adică dacă eu ajung într-o zonă de mobilitate extremă... Vrei să ridici ceva sau în ce orice, situație? Dacă tu ești într-o situație în care ajungi să fii într-o poziție de întindere și corpul tău nu are forță și stabilitate în zona respectivă, atunci el simte pericolul, devii foarte contractat și data viitoare nu mai ajunge acolo. Deci, practic, întotdeauna când ești contractat într-o zonă... Înseamnă că ai o întindere în zona opusă? Nu, înseamnă că ești slab pe mișcarea de întindere. Adică tu nu ai forță când ești întins. Nu ai stabilitate când ești întins. Și el atunci, pentru că nu are acea stabilitate și forță, nu ești puternic în zona respectivă, te face să devii mai rigid ca să nu mai ajungi acolo în locul ăla sensibil pentru el. Deci, pentru că acolo, în poziția extremă, fasciile nu sunt bine dezvoltate, tendoanele sau nu au suficientă mobilitate, ca să nu ajungi acolo să se rupă, să zic, corpul te ține contractat. Exact. Până într-un... Hai să-ți dau un exemplu ușor să înțeleagă toată lumea. Dacă, de exemplu, vrei să ridici ceva de jos, te apleci să ridici, tu nu prea te apleci de obicei. Și atunci când ești foarte alungit în poziția de aplecare, nu ești foarte puternic. Și cum tu vrei să ridici, atunci corpul simte că ești slab. Și atunci devii foarte rigid. De-aia avem acele contracturi puternice, pentru că suntem expuși. Ideea este să mă antrenez astfel încât în zona aia de alungire să fiu puternic, să pot ridica fără să simtă corpul că este un pericol. Deci, practic, zona asta de contracturi vine dintr-o lipsă de forță și stabilitate, nu neapărat dintr-o lipsă de mobilitate. Deci, corpul compensează prin rigiditate lipsa noastră de stabilitate. Și rigiditatea cauzează dureri. Absolut. Și ne doare spatele. Absolut, pentru că atunci când suntem rigizi, nu mai ne putem mișca suficient, atunci foarte mult din mișcare este preluată de articulații. Gândește ca o bandă elastică care nu se mai întinde suficient, atunci începe să tragă de capete. Și atunci există această inflamație la nivelul articulațiilor, pentru că mușchiul meu este scurtat, el nu se mai întinde și automat capetele sunt stresate. Ce facem? Mergem la operație? Sau ce facem? Dacă ne doare spatele, că eu spuneam, dacă te doare spatele, antrenează-ți mușchii spatele. Și am aflat de la tine că nu e bine. Că de fapt diferă de la om la om, dar mai degrabă, dacă el este supra-solicitat, vrei să îl duci la masaj, vrei să îl relaxezi și să antrenezi partea opusă, adică zona abdomenului, zona fesilor, pentru că ei sunt agrenați. Deci dacă te doare spatele, antrenați abdomenul și fesierii. Exact. Asta e cel mai bun sfat pe care îl pot da pentru toată lumea, pentru că diferă de la om la om. Da, toată lumea stă pe scaun, stăm în această poziție în care deja unii mușchi s-au scurtat și alții mușchi au devenit slabi. Și atunci zona lombară compensează, devine rigid, apare lordoza și astfel practic devenim mereu contractați și duce la dureri. De aceea un masaj de relaxare în zona spatelui și întărirea mușchilor opuși, cum ar fi abdomenul și fesierii, face ca să creăm un mecanism puternic și funcțional. Despre asta e vorba. Pentru că noi, ca și organism biomecanic, nu funcționăm dintr-un singur mușchi. Aoleu, mă doare spatele și atât. De cele mai multe ori, e doar efectul, nu este cauza, la fel ca durerea de genunchi. Dacă mă focusez foarte mult pe genunchi, s-ar putea să nu fie de acolo. S-ar putea să fie o lipsă de mobilitate în gleznă. Glezna nu se mișcă suficient, automat corpul începe să compenseze. Dacă șoldul nu este suficient de stabil, atunci genunchiul
este pus în situații mecanice dificile și începe să devină inflamat. Deci întotdeauna trebuie să vedem care este cauza și să rezolvăm cauza. Și să apelăm la un specialist. Absolut. E destul de greu să facem noi singur dacă nu studiem. Așa. Am stabilit că trebuie să ne mișcăm pe toate planurile, ca astfel să avem un corp echilibrat, deci mișcări de tras, de împins, tot ce înseamnă lucru pe picioare. Și m-ai întrebat tu cum trebuie să fie aceste mișcări. La început, e foarte important să fie controlate. Contează unde ești în parcursul tău. Deci dacă tu nu controlezi o mișcare, e foarte greu să antrenezi mușchii pe care vrei să-i antrenezi. E la fel ca... Deci prima dată e mișcarea și apoi... Viteza. Viteza. Deci da, nu vrei să aduci. Logic. Da, poți să mergi cu mașina, ești la prima oră de șofat și exact. Bagi 100. Deci nu e rău sau bine, ci contează unde ești. De preferat un sportiv, un atlet, se mișcă repede. Da. Degeaba îi spui tu unui... campion la atletism să facă genuflexiunile lent, că l-ai distrus. El nu mai poate să meargă pe pistă să aleargă, să alerge rapid. Da. Salte neurocircuite. Exact, da. Pentru că avem fibre musculare diferite, da, diferite tipuri de fibre musculare și vrei să antrenezi fibrele de viteză, vrei să antrenezi... În funcție de sportul pe care absolut, îl practici. Dar în principiu, când ești la început, te miști mai lent, începi să controlezi mișcarea, să stimulezi musculatura și abia când mișcarea este foarte bine controlată, poți să miști un pic mai repede. Și atunci poți să lucrezi cu o încărcătură mai mare. Deci întotdeauna trebuie să gândim acest contează plan progresiv. Contează și exercițiile astea de putere, care este forța ori viteza. Exact. Deci puterea e forța ori viteza și atunci exact. Să miști ceva, o anumită rezistență, dar și cu o viteză. Exact. Sau corpul să-l miști. Corpul să miște. Deci și lent, eventual, dar și cu anumită intensitate, cu anumită viteză. Pentru că în viața reală noi trebuie să fim capabili de toate aceste... Exact, să avem o rezervă funcțională. O rezervă funcțională, da. Adică nu știi unde te pune viața și tu vrei să fii antrenat pentru treaba aia. Chiar și să ridici, nu știu, un aspirator, ridici mobila. Dacă tu ești învățat să faci repetări doar... Exact. S-ar putea să nu fii foarte util în evestia. Da. Deci e foarte important să ne păstrăm funcționalitatea. Această rezervă funcțională, noi ducem pe noi o anumită cantitate de organe excedentar, uite plămânii, da? Uh-huh. În sedentarism, în repaus, respirăm cu 10-15% exact. Din capacitate. Dar dacă noi niciodată nu ducem către maxim, din da. Când în când, da. Să ca și acel V2. Așa, acea rezervă funcțională scade, dar exact. Noi nu știm. Exact, noi suntem la 10%. Suntem la 10% tot timpul, adică nu știu diferența. Ei, când se întâmplă un pocinog, un necaz, o situație... Vrei să intri în depășire? Da, apar tot felul de situații în viață când îți cere o anumită... să poți ieși dintr-o situație. Exact. Atunci apare necazul dacă nu ești antrenat, dacă nu ești pregătit pentru și așa ceva. Și din păcate, pocinogul ăsta, să spunem, e mult mai frecvent decât credem. Adică copilul care aleargă pe lângă tine s-ar putea să te challenge-uiască. Pentru că el vine cu o grămadă de energie și tu ai stat 10 ani pe scaun, ai făcut copilul și îți dai seama că el e un titire și tu obosești să urci scările. Da. Adică nu vă imaginați că trebuie să vină un cataclism, un cutremur ca să am nevoie de acea rezervă funcțională. Și de la a merge în parc, a alerga în parc cu copilul, a face o plimbare cu el pe munte, poate a obosit copilul, trebuie să-l iei în spate. Ca tată, ca mamă, să nu poți să-ți iei copilul în brațe. Sau nepotul. Până la urmă trebuie să ai o misiune absolut. Și la vârste mai, absolut. Mai înaintate. Adică zona asta funcțională este destul de practică și de relevantă pentru noi ca oameni, ca să nu știu, avem și un aport în societate, să ne simțim și bine, să explorăm. Eu întotdeauna le spun oamenilor când discut cu ei, atenție, hai să nu facem un cult al corpului, să arătăm într-un fel ca pe revistă. Pentru că nu-mi face sens, ci gândiți-vă la corp ca o carcasă. Poate ăsta e motivul pentru care poate mulți nu vin la sală, se gândesc, da, eu nu arăt ca ăia de la sală, mă simt așa poate este inconfortabil. Este sucerea asta. Cum, ce mesaj poți să, de încurajare, că eu asta le spun oamenilor, dom'le, faceți mișcare, mișcare de toate felurile, nu pentru estetic. Esteticul va urma, va fi o consecință benefică, oricum ar fi, dacă faci mișcare, vei arăta mai bine. Dar ei au această reținere, pentru că poate se compară, poate nu se simt confortabil. Cred că la sală sunt doar fotomodele și ce le transmiți?
Păi, celor care încă ezită să... Spun ce spun și oamenilor cu care lucrez. În primul rând trebuie să știm că corpul ăsta fizic este doar o carcasă. Dar carcasa asta ne ține toate dorințele noastre, toate pasiunile noastre, spiritul nostru. Și ca noi să accesăm toate zonele astea spirituale și de plăcere, de explorare, avem nevoie de un corp funcțional. Adică, de libertate, să exact, poți să te exact, duci vrei să pe mergi munte, pe munte sau, da. Vrei să înnoți, vrei să faci scuba diving, vrei să explorezi lumea. Și la o vârstă de 20 de ani, dar și la o vârstă de 50 de ani, 70 de ani, pentru că în momentul în care tu nu mai explorezi, nu mai ești curios, nu mai înveți lucruri noi, ai murit într-un grad foarte mare. Da, mai ales moartea lentă, sinuciderea lentă, da. Mental. Deci vrei să -ți păstrezi carcasa asta cât mai funcțională și să ai grijă de ea, pentru că ai doar una. Adică da. Nu e ca și cum te duci la, nu știu... Și timpul merge într-o direcție, adică... Practic, timpul trece, nu te ajută. Da. Corpul decade din funcționalitate doar prin simplu fapt că respirăm și gravitația ne apasă. Poate, eu întreb așa pentru audiență, că eu știu răspunsul, dar se poate apuca cineva de sport la orice vârstă? Absolut, la orice vârstă. De ce? Pentru că mișcarea se poate face progresiv. Deci, indiferent unde ești, poți să fii un pic mai bine. Cel mai mare dușman al omului care ne privește este perfecțiunea și comparația. Atunci când te compari cu celălalt și întotdeauna vrei să faci acel lucru super greu care îți dă impresia că te face să meriți. Când de fapt nu este despre nici perfecțiune, nici despre a merita ceva, ci despre progres. De a progresa pas cu pas către un sine mai bun. Pentru un om de rând poate însemna să stea mai drept, să aibă dureri de spate mai rare, mai mici, să poate să-și ridice copilul. Să poată dormi mai bine. Să poată dormi mai bine, să poată urca scările fără să gâfuie, să poată merge la pupare. Oare oamenii din trecut care munceau toată ziua pe câmp și la animale, oare mai aveau insomnii? Când cu siguranță mult mai puține. Mult mai puține, adică mă gândesc că... Se gândeau dacă plouă sau nu. Dacă plouă sau nu, dar în sensul că ce vii frânt de la muncă, cred că dormi dus, nu... Pentru că toate să... procesele astea fiziologice care se întâmplă după un efort reglează corpul în multe feluri care te duce către odihnă. Pentru că noi muncim foarte mult mental, foarte puțin fizic și atunci tot efortul nostru este aici, dar corpul nu se eliberează de acea tensiune și noi avem nevoie să ajungem din când în când și în corpul ăsta fizic. Pentru că corpul fizic ne ține aproape de realitate. Dacă stăm mereu în gând și noi ne facem multe, multe, multe gânduri, adică e ceva extraordinar cum ne păcălim singuri într-o stare... Într-o oarecare măsură, e bine că ne facem niște gânduri, planuri, proiecte, dar dacă sunt imbibate de frici, de încredere, da, de... Nu mă refer neapărat la planuri, ci mă refer la acele gânduri în care noi luăm fiecare situație și o rumegăm în 15.000 de feluri fără să avem un contact cu realitatea. Da, adică da, scenarita da. Asta de care suferim toți, care înseamnă emoții și așa mai departe, ne duce într-o zonă, să zicem, nu neapărat pozitivă. În schimb, atunci când te întorci în corpul fizic, depui efort, simți un pic de disconfort, simți plăcerea de după disconfort. Endorfinele. Exact. Plus faptul că progresezi și vezi niște progrese reale, palpabile, îți dă încredere în tine. Pentru că dacă tu îți faci multe scenarii în care nu reușești, nu în cap, nu ai cum să ai încredere în tine, pentru că încrederea se construiește. Legat de progrese... Unii oameni se uită și consideră progres doar slăbitul pe cântar. Așa este. Ce poți să-mi spui despre asta? Ca să le dăm și alte metrice. Repere, alte metrice. Care ar fi celelalte Foarte metrice? Foarte important. În primul rând trebuie să considerăm un alt cântar, un cântar de evaluare a compoziției corporale, care ne spune și procentul de grăsime. Dacă eu mă sui pe un cântar normal și îmi calculez indexul de greutate, sunt obez. Da, pentru că ai masă musculară. Am masă musculară. De aceea trebuie să vezi și procentul de grăsime. Vezi exact cât la sută e țesut adipos, îți arată și vârsta metabolică, grăsimea viscerală. Apoi centimetru, a nu se uita centimetru, da? Te măsori, vezi câți centimetri ai pierdut în talie, câți centimetri ai pierdut, nu știu, la braț. Fiecare... Sau ai câștigat. Sau ai câștigat, absolut. Da. Apoi oglinda, hainele, felul în care te simți, felul în care interacționezi cu alți oameni, felul în care te percep alți oameni, pentru că toate lucrurile astea te fac pe tine să te simți într-un fel. Și atunci când vezi, uite, întotdeauna întreb pe cineva, n-am slăbit. Ok, hai să vedem ce s-a îmbunătățit în viața ta de când faci sport. Uite, asta, ok, deci pare că există un impact pozitiv. Da, nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Da, așa e. Că oamenii au... Se duc la sală să slăbească. Au, dar nu că se slăbească, au un număr pe care îl vor. Da. Adică vreau să am 60 de kilograme.
stai un pic că poți să ai 60 de kilograme și să arăți nasol, sau să ai 60 de kilograme și să fii țiplă, contează alea 60 de kilograme din ce sunt formate. Exact, cum sunt depuse pe corpul tău. De aceea e foarte important să ne deschidem, să zicem, perspectiva cu privire la ce măsurăm. Și să schimbăm motivația pentru care mergem și facem sport. Că am auzit asta toată viața mea. Dar tu de ce faci sport? Că tu nu ești gras. Că tu arăți bine. De ce? Dacă tu arăți bine, da. De ce? Exact. Tu arăți bine, de ce faci sport? Tu ești slab. Nu, exact invers. De-aia fac sport și ca să arăt bine, dar să mă simt bine și... Și sportul, noi spunem sport, aia zice mișcare. Exact. Mișcarea, orice vietate trebuie să o facă. Dar suntem făcuți să facem mișcare. Da. Doar dacă ne uităm la perspectiva scheletului nostru, mușchilor noștri, în câte feluri ne mișcăm, câte articulații avem, ce amplitudine de mișcare avem, ne dăm seama că am fost conceput să ne mișcăm în foarte multe feluri. Și dacă noi stăm doar într-o singură poziție, deci practic... scoatem din ecuație foarte multe articulații, foarte mulți mușchi și devenim foarte fie rigizi, fie slabi, cu dureri, pentru că corpul nostru este ca un mecanism, ca un motor care are un angrenaj care trebuie să se miște, toate să se componentele ungă. Trebuie folosite exact, periodic și nu să facem doar o singură chestie, pentru singură că ne și plictisim, deci mi-au bicicletă și doar și să chinuie unii și câte o oră, două, transpiră cu prosopul pe gât și acolo să ardă calorii și devine chinuitor, devine plictisitor, devine respingător. Dacă schimbi perspectiva și nu te mai obsedează ideea de calorii, că ajungem imediat și la nutriție și să-mi spui perspectiva ta, dacă schimbăm perspectiva și luăm așa holistic și facem, cum am spus, și de rezistență și puțin cardio și un high intensity și un stretching și ta, devenim mai distractiv, mai entertaining așa. Exact. Și... pentru că noi avem această nevoie de diversitate. Noi ne plictisim repede, asta e realitatea și... e o nevoie umană să schimbi lucruri și dacă ai mai multe discipline din care să alegi, mai multe tipuri de mișcări, devine ca o joacă. E acel copil curios din noi care vrea să descopere lucruri. Noi suntem cumva reticenți la lucruri noi pentru că necesită să ieșim din zona de confort. Și noi sportivii am făcut fiare o viață să mă duc să fiu începător la box. E mulți sportivi care fac doar, să zicem, culturism, au o condiție fizică destul de scăzută. Adică dacă urcă câteva scări, gâfâie. Și asta nu e neapărat funcțional. Pentru că ăla e un sport. Oamenii trebuie să înțeleagă fiecare sport, mai ales sportul de performanță, are specificitatea lui. Da. Adică nu poți acolo să judeci... se puntează alte lucruri. Da. Nu poți să evaluezi un sportiv care, nu știu, face... ski și să-l duci la not. Sau un ciclist. Exact. Ce brațe subțiri au cicliștii. Absolut. Și ce cocoșați îmi dau picioarele atâta. Da. Pentru că asta înseamnă să te adaptezi fix să faci performanță într-un domeniu. Omul de rând nu are nevoie să facă asta, ci el are nevoie de un echilibru funcțional. Da. De aceea e foarte important să facem câte un pic din toate și să ne punem în poziția de a învăța lucruri noi. Spuneam mai devreme, eu care am tras de fiare toată viața, mă duc la box. Și atunci sunt foarte stângaci, nu am reflexe, nu am viteză și e o umilință pe care o înveți să fii din nou începător. Da, și asta, nu prea vrei. Nu prea vrei, dar sunt atât de multe beneficii când te pui în poziția asta, creierul se dezvoltă, conexiuni neuronale noi. De ce? Pentru că ești într-o situație nouă și atunci corpul încearcă să se adapteze. De aceea e bine din când în când să schimbăm, să fim începători. Îți dă și dopamina. Absolut. Că dopamina e cea care te activează când este o incertitudine, când încă nu e clar dacă ești bun sau nu, dacă poți și te motivează. Așa și este. E vibe-ul vieții până la urmă. Ține creierul tânăr la cele mai înaintate vârste să înveți o mișcare nouă, să înveți să joci tenis poate sau să te dai să vâslești, poate n-ai vâslit niciodată și la 70 de ani e o barcă și începi Absolut. E foarte important să păstrăm această curiozitate. Pentru că ne face să experimentăm lucruri și ne scoate din zona de confort. Care, zona de confort, oamenii o văd doar pe canapea. Dar nu e doar pe canapea. Nu e doar pe canapea. Poți să fii foarte bun la ceva și să fie zona ta de confort. Și ai nevoie să ieși de acolo. Faci sport, un anumit tip de sport, să-l faci doar pe ăla. Exact.
tu crezi că ești harnic, dar de fapt ești în confortul rutinei pe care ai practicat-o 20 adică de ani. Tu depui efort acolo la cycling, faci bicicletă de 10 ani. Da, dar nu vezi niciodată nou. Exact, și corpul tău s-a adaptat la zona aia cocoșată. Și tu ești bun și simți că muncești. Pe lângă asta e și această adaptare a corpului. Dacă faci ceva suficient de mult timp, mai ales când vine vorba de compoziție corporală, fie să pui mușchi, fie să arzi țesut adipos, corpul se adaptează. Ce înseamnă asta? Dacă faci aceeași mișcare, el va consuma din ce în ce mai puțin pentru același efort. Deci, practic, el se adaptează atât de bine încât pentru ora aia de cycling în care la început, să zicem, consumai 1000 de calorii, după 5 ani vei consuma 100 de calorii. Am simțit asta de fiecare dată când învățam câte ceva nou, am învățat să mă dau cu schiurile, m-am dat 2, 3, 4, 5 ani la rând, deveneam din ce în ce mai bun, începeam să merg cu viteză din ce în ce mai mare, pentru că să găsesc o variație, să fac tot fel de scheme și creștea riscul de accidente. Absolut. Am zis, stai puțin, că dacă vreau să merg în zona asta, ar trebui să mă pregătesc mult mai bine, să am mult mai mult timp, dar eu la schimb mă duc o dată doar pe an, că nu am zăpadă pe balcon. Și atunci am zis, hai să schimb. Ei, am trecut pe placă. Am luat-o iar de la capăt. Nu chiar de la zero, pentru că câștigi anumite abilități. Sunt anumite lucruri similare, dar totuși sunt diferite placa de schiuri. Am început iar să cad. Iar disconfortul ăla al învățăcelului. Al începătorului. Dar de fiecare dată când mai făceam un pas și mai învățam ceva și mă mai progresam, aveam acea bucurie acel vibe de cunoaștere, de învățare, de dezvoltare. De învățare, se formează circuite noi, consumă resurse ca să construiești acele circuite și această consum de resurse te duce într-o atenție, te duce într-un focus, te duce într-un prezent. Exact. Când faci ceva nou și te chinui să ți iei echilibru pe placă de snowboard sau pe schiuri, tu nu ai cum să te gândești la problemele de la muncă sau de la birou sau de acasă. Exact, trăiești în prezent. În schimb, dacă deja ești schior de 10 ani și picioarele merg singure, creierul, și dacă ești stresat, creierul s-ar putea să ducă tot la problemele. Așa este. De-aia e foarte important să găsim activități, să schimbăm, să fim curioși și astfel să ne dezvoltăm echilibra. Dar cel mai important să găsim acea plăcere în a face mișcare, pentru că aici oamenii cred că au cea mai mare problemă de mindset. Se duc pentru că trebuie și nu caută suficient astfel încât să găsească locul, metoda, disciplina care să le dea plăcere. Pentru că te vei ține doar de lucrurile care îți dă plăcere. Ok, există disconfort, orice faci. Dar poate și unii colegi din unii antrenori poate pun biciul prea tare pe clienți, dar pentru că și clienții vin, vreau să slăbesc, nu știu cât, vrei să slăbești? Hai, aici prea mult din prima și poate nu merge cu toată lumea această agresivitate. Poate trezește în unii oameni militaria asta, poate trezește niște frici din copilărie, poate au avut parte de militarie în viața lor. Dar stau și cer. Unii da, dar unii o respingă, cele două extreme, da. Și poate ar fi necesar ca antrenorii sau cei care lucrează în domeniul ăsta să învețe și puțină psihologie, să-l cunoască pe om. Chiar vreau să dau credit industriei pentru că a evoluat foarte mult. Adică nu putem compara ce se întâmpla acum 10-15 ani când toți antrenorii practic erau fost sportivi, adică sportivi de performanță și ok, am făcut performanță în treaba asta și am impresia că mă califică ca și antrenor. N-are nicio treabă. Un fotbalist bun nu e neapărat un antrenor bun. Pentru că cunoștințele tehnice de care ai nevoie să fii un antrenor bun sunt foarte utile, însă se opresc într-un anumit punct ca și necesar pentru tine ca antrenor bun. După ai nevoie de psihologie, de răbdare, soft skill, adică să știi să citești omul, să-i dai cât are nevoie, să abordezi diferite metode de antrenament, metode de comunicare, metode de motivație, adică trebuie să ai o tolbă, îi spun eu, de săgeți, destul de amplă, în care să găsești metoda potrivită pentru fiecare. Până la urmă, toții suntem un fel de vindecători. Oamenii vin să-și
vindece. Exact. Nu se perpetueze acele traume. Atunci, ca vindecător, trebuie să ai o abordare mai holistică. Absolut. Ca și în medicină. Da? Trebuie să ai o gândire de ansamblu și, până la urmă, toți cei care intră în contact cu o persoană care are niște nevoi, nevoile nu sunt doar limitate. Dom'le, exact. Vreau doar să pun mușchi. Ok, construim și mușchi, construim, cum ai spus, și condiție cardiopulmonară și așa mai departe. Uh-huh. Cunoștințe de nutriție. Cum stăm cu ce mâncăm? Ce mâncăm dacă vrem să punem mușchi? Ce mâncăm dacă vrem să slăbim sau cum ai așa o, nu știu, dai planuri alimentare sau sugestii sau principii sau cum? În principiu, noi lucrăm cu oamenii, le facem o reeducare a stilului de viață și a obiceiului alimentar. Încercăm să le dăm câteva repere după care ei să se ghideze, nu neapărat un plan alimentar, și o să spun imediat de ce. Dacă tu ești obișnuit să fii un mic roboțel care să citească de pe listă atâta grame de cu atâta grame de în ziua de la ora D, poți să fii un foarte bun roboțel și să respecti planul o perioadă, dar la un moment dat, doar că urmărești un plan foarte strict, te va demotiva, oricât de bun ai fi tu în a face treaba asta. Scade dopamina. Dispare incertitudinea, nu mai e surpriză. Plus că întotdeauna s-a ascult de altcineva, îți pierzi independența. Și da, atunci, ok, dar mereu ascult ce îmi zice altul, vreau să iau și eu decizii. Și atunci, da, chiar dacă ai planul perfect, vrei să iei o decizie și de cel mai multe ori o iei contra. Ia, da, decid eu acum. Băi, și mănânc prăjitură. Da, exact. Mă răzbun, rebel. Da, 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 exact. Și atunci, e foarte important din punctul meu de vedere. Interesantă perspectivă, nu m-am gândit la asta. De ce oamenii se duc la nutriționist, se duc și au un plan așa și pe aia îl încalcă? Faptul că ei se revoltă față, exact, de cineva care le impune... Exact, își pierd libertatea. Își pierd libertatea, da. E foarte important când omul vrea să facă o schimbare reală, să-i dai putere, să-l încredințezi. Liberul arbitru. Exact, adică să-l faci pe el să aleagă, să-l responsabilizezi. Și asta e cel mai important lucru pe care eu încerc să lucrez cu oamenii cu care colaborez. Ce înseamnă asta? Tu ești responsabil de locul unde ești. Și cu cât îi responsabilizezi mai mult, înseamnă că odată ce văd că ei sunt responsabili, unde am ajuns, am 20 de kilograme în plus, tu ești responsabil, dar nu e un lucru rău. Pentru că dacă tu ești responsabil, tu ai puterea să schimbi. Dacă tu nu ești responsabil, nu ai puterea să schimbi. Ce înseamnă asta? E ziua colegului, mănânc dulce. E ziua mamei, mănânc dulce. E ziua lui Cutărescu, mănânc și da. Practic, ce îmi spui tu mie este că stelele s-au aranjat într-un fel încât să se nască toți în preajma ta în anumite zile. Și de fapt tu te-ai îngrășat. Da, și n-ai nicio libertate. N-ai nicio libertate, nicio, exact, putere de decizie. Ce, da, încerc să fac cu ei, să-i ajut, este să se responsabilizeze și prin responsabilizare să capete practic acea putere de a decide. Băi, eu sunt responsabil de ce pun în gură. Nu contează că e ziua lui Cutărescu, e fantastic. Putem învăța și cum să refuzăm, pentru că face parte din dezvoltarea noastră ca și oameni să spunem nu câteodată. Sau dacă am acceptat și a fost ziua lui Cutărescu, după aia 2-3 zile sunt mai multe metode. Și... Absolut, sunt, da, multe metode de a face managementul situațiilor, dar în principiu vreau să le dau încredințarea că puterea e la ei, pentru că odată ce e la ei, ei pot decide și ei pot face schimbări. Asta e la nivel macro. Emoțional, psihologic. Dar poate vine din copilărie, când n-a fost puterea, tot timpul au venit părinții, a venit școala să le spună ce să facă, așa ce este, să dreagă. Așa atunci... Aici vine dezvoltarea, pentru că ei vin cu anumite credințe limitative, sunt într-un punct și dacă eu perpetuez aceleași credințe limitative, le dau planul ăla fix, îi pun să fie niște mici roboței, lucrez în zona aia, care funcționează o perioadă, după aia nu mai funcționează și nu e acea transformare. Acasă îți spune nevasta ce să faci, la birou îți spune șeful, la sală îți spune antrenorul, la nu te cerești, la urmă unde e copilul care... Vrei să te maturizezi, da, vrei să iei tu decizii, să, da, dai tu putere. Și odată ce lucrăm pe partea asta de mindset și el zice, ok, la mine e puterea, eu decid, eu sunt adult, eu sunt responsabil, eu pot să mă schimb. După aia încerc să-l dau niște principii pe care le poate pune în practică. Și anume, care ar fi, da, oriunde te afli, să poți să-ți faci o farfurie. Fie că ești la nuntă, fie că ești la botez, fie că ești la muncă, fie că ești în oraș. Adică să fie adaptat și nevoilor logistice. Că degeaba îți dau eu să mănânci broccoli cu kale și cu nu știu ce fantezii. Cum ar fi farfuria? Farfuria ar fi în felul următor. Prioritizăm sursa de proteină. De ce? Pentru că este esențial. Proteina se descompune în aminoacizi. Aminoacizii sunt esențiali. Ce înseamnă? Corpul nu îi poate produce. Deci are nevoie de acești aminoacizi din exterior. Numărul 1. Proteina. Asta mă ajută la construcție de masă musculară, dar și la buna funcționare a organelor interne. De la producerea de enzime, circulație, anticorpi, orice, da, practic orice proces fiziologic care la bate niște proteine. Da.
proteina. Pe lângă proteină, care înseamnă tonus muscular, încerc să traduc foarte mult pentru oamenii de rând. Pe tine vrei să ai tonus muscular, fundul bombat, brațe tonifiate, ai nevoie să dai hrana celor celule. Hrana numărul unu pentru ele este proteina. Ce fel de proteine? Proteina poate să fie fie animală, fie vegetal. Aici încerc la fel să dau liberul arbitru. Asta e proteina animală, ai niște beneficii. Care sunt beneficiile? Nu vin cu apor mare de grăsimi, nu vin cu apor mare de carbohidrați, e mai ușor să o procuri, poate are un gust mai bun, de cel mai multe ori o digeri mai bine, e mai accesibilă. Dacă din diferite motive alegi proteina vegetală, nu este nicio problemă, dar trebuie să te educi cu privire la ea. Adică dacă mănânci boabe, ai și 30-40% carbohidrați, atenție! Dacă mănânci oleaginoase, ai 20% proteină, dar ai 50% grăsimi. Atenție! Deci trebuie această educare, pentru că oamenii aleg varianta simplă, gata, sunt vegan, dar mănâncă merdenele de post. Adică nu funcționează lucrurile, așa trebuie să ne educăm. Deci sursa de proteină, oricare ar fi varianta, trebuie una educată. După proteină... Câtă proteină? Pentru un om simplu îi spun o porție de proteină la fiecare masă. Nici nu vreau să-l complic cu grame. Cine stă să măsoare gramele cu adevărat? Ok, poți să-i spun între un gram și două grame în funcție de efortul fizic. Dacă ai trei antrenamente de săptămână de forță, atunci... trebuie să calculezi câte proteine sunt în aliment. Noi nu mâncăm proteine, mâncăm alimente care au și proteine, grăsimi, carbohidrați. Absolut. Atunci... deci un aliment proteic la fiecare masă. Da. Și asta e singura regulă pe care o pun pentru proteine. Și zic, uite, cât e palma? Așa. Atât ai palma... atâta să fie bucata de carne, de pește, pe de ouă. Pe grosime sau pe înălțime sau pe... okay. Dacă tu ai o palmă mai mare, înseamnă că ai un corp mai mare, ai nevoie de mai multă proteină. Correct. Ai o palmuță mică, cam atâta trebuie să mănânci. Să fie simplu, așa. Proteina, mai departe. Apoi, legume, verdețuri, pentru fibre, pentru micronutrienți, vitamine, minerale, fitonutrienți. Avem nevoie de legume, avem nevoie de verdețuri. Deci la fiecare masă să nu-ți lipsească. Dar cât mai divers. Eu spun așa, pe săptămână... Toate culorile, vreo 30, așa dacă stăm noi să le adunăm, așa ar fi ideal. Și aici absolut. 30 de vegetale. Eu includ în asta și oleaginoasele și... Ok, da? Ok. Pentru această biodiversitate. Bun. Deci, cam ce cantitate? Doi pumni. Deci, proteina o palmă, doi pumni de legume sau salată. Așa, de ce? De ce? Pentru că chiar și fibrele astea care sunt sănătoase, dacă sunt prea multe, îți îngreunează digestia, te simți balonat, mai ales dacă n-ai mâncat legume toată viața și îți dau un borcan de lighean de salată, sau dacă te-a pus să ții post, 10 zile o să fii super balonat, pentru că corpul nu știe să digere atâta fibre deodată. De aceea trebuie să... și acomodare treptat. Exact. Deci doi pumni de salată, legume, cum vrei tu să le faci, și apoi o sursă de energie. Deci până aici vorbim de funcționalitate. Proteina nu vrem să o folosim ca și energie, vrem să fie nutrientul care construiește, fie țesut. Dacă ai adus vorba, am spus în câteva intervenții că excesul de proteine... cauzează, se transformă în zahăr, pentru că e folosit ca și sursă de carbohidrat scump. Da, un carbohidrat scump pentru că se deaminează, gruparea amino e eliminată. Gluconeogeneză. Se duce în gluconeogeneză, iar amino se duce în ureie și miroase urât și transpirația și așa mai departe. Și cauzează și scăderea testosteronului, deci excesul de proteine. Bineînțeles că mi-au sărit unii în cap, hai domnule că nu putem avea exces de proteine, putem avea o exces de orice. Absolut. Și exces de apă și exces de soare și exces de orice. Până la urmă, trebuie să fie acest echilibru. Așa, bun. Această proteină și ideal ar trebui să fie cât mai integrală. Absolut. Oamenii în trecut, când sacrificau un animal, îl mâncau cu totul. Mâncau și șorici și făceau și piftie și rasol, luau și carnea macră și ceafa și porc, dar la găină la fel, făceai supă, făceai, fierbeai oasele. Dacă mâncăm doar piept de pui, vom avea o proporție din niște aminoacizi, dar nu vom avea toți aminoacizii sau în proporția potrivită pentru a construi oase, pentru a construi piele, pentru a construi vase de sânge. Și asta e foarte important. Deci proteina să fie cât mai integrală și diversificată. Să mâncăm doar muș de vită sau doar piept de pui sau doar... Și asta, odată ce explici omului treaba asta, îi faci un bine, pentru că el are impresia că trebuie să țin dieta, doar asta trebuie să mănânc, piept de pui. Nu, poți să mănânci
toate părțile puiului, poți să iei toate animalele și să faci diferite preparate, adică ai o diversitate foarte mare când te apuci să vezi că poți să mânci foarte multe lucruri. Trebuie doar să înveți să le gătești corect, să porționezi în funcție de necesarul tău și astfel lucrurile sunt mult mai ușor de susținut pe termen lung. Și proteina folosită doar pentru construcție, exact, și nu pentru energie. Acum nu știm exact cât e. Știm că dacă nu-i dăm sursele preferate de energie, adică carbohidrat sau grăsime, va folosi proteină. Va folosi proteina. Deci de aceea trebuie pe lângă proteină și legume să ai o sursă de energie. Fie carbohidrat, fie grăsime. Alegem keto? Depinde. Sau carbohidrat? Depinde. Sau și... În principiu trebuie să avem un metabolism flexibil. Asta e de preferat. Adică să putem face față pe ambele surse de energie în funcție de ponderea lor, dar trebuie să ne uităm la om. Dacă este un om care construiește masă musculară, care este ectomorf, atunci normal va avea ca sursă ectomorf, de... Ectomorf ce înseamnă? Adică e tipul slăbuț, oase subțiri, pune greutate greu, e om slăbuț. Endomorful? Endomorful este în extrema cealaltă, este omul cu oase mai mari, cu greutate mai mare, este mai robust și acumulează greutate mai rapid, are o rezistență la insulină mai mare, folosește carbohidratul mai greu, deci este un pic metabolic diferit. Iar mezomorful e între două. Poate mezomorful ești la început de viață, dar în funcție de obiceiuri te mai duci într-o direcție sau alta. Adică e destul de flexibil mezomorful. Și în funcție de obiectiv, atunci ducem într-o direcție sau altă. Dar pentru omul de rând, ca aici suntem, îi spun o singură porție de carbohidrat de integral sau amidon pe zi. Adică n-ai nevoie de orez la fiecare masă, n-ai nevoie de pâine la fiecare masă. Da, o da. Masă cu carbohidratul cred acesta... Cred că aici greșesc cei mai mulți oameni. Exact, și în rest, la celelalte două mese, să ai mai degrabă grăsime. Asta te face odată să fii mai adaptat din punct de vedere metabolic, adică să înveți să folosești grăsime pe post de energie. Te ajută foarte mult la echilibru energiei în timpul zilei. Adică dacă tu începi dimineața cu carbohidrați, fie fructe, fie cereale, fie pâine, te ia somnul instant. Da. Nu ai cum să fii focusat, nu ai cum să ai energie. De ce? Carbohidratul secretă serotonină, te trimite la somn. Nimeni după o masă cu carbohidrați nu e plin de energie. Poate 10 minute apoi intervine insulina, scade glicemia, te ia somnul. Deci dacă vrei să fii focusat... Sau simți nevoia să mănânci ceva dulce, să mai bei o cafea sau două. Sau... Da, absolut, pentru că corpul are ca un switch dimineața la prima oră. El în timpul nopții folosește grăsimea pe post de energie. Și eu dacă la prima oră i-am dat carbohidrat, el va cere toată ziua carbohidrat. Croasante de alea bune cu ciocolată. Franțuzești. Franțuzești, da, toate bune. Călătoresc așa mult și pentru la toate hotelurile. Mamă, bine, ele sunt de alea congelate, sunt făcute noi cu margarină. Noi trebuie să știm că e o industrie. E o industrie, da. Și, dar ele sunt așa îmbietoare, eu fac tot efortul să rezist, dar animalul din mine mai ia câte una. Normal. Noroc că nu interacționez cu așa ceva decât ocazional când sunt în deplasări. E foarte greu de rezistat. Așa e, aici intervine zona, deci asta e partea tehnică, alegem, ca să terminăm cu farfurii, avem proteina, avem legumele și apoi fie grăsim sănătoase. Asta aici cu carbohidrații, tot așa cu pumnul, cu palma, cu... Căușiu palmei, adică cât e cartoful, cât e orezul, gătit să fie cam atât. Asta sunt undeva 50-70 de grame de carbohidrați. Asta așa pentru a menține un echilibru, dar avem și cei care vor să depună și cei care vor să slăbească. Aici se adaptează mai mult sau mai puțin. Aici e rolul antrenorului, adică... Tocmai de-aia ai nevoie de un coach, pentru că noi aici dăm niște principii de bază, învățăm niște lucruri, dar apoi există acea monitorizare. Trial and error. Foarte important. Oamenii nu știu că nu există rețeta perfectă pentru fă așa și gata. Nu. Ai un sistem de bază. Plecăm de aici și apoi împreună avem o călătorie de unde ajustăm lucrurile. Uite, s-ar putea ție să nu-ți meargă cu puțin carbohidrat, s-ar putea să nu ai energie, s-ar putea să-ți cadă nivelul de T3, T4, tiroida să nu funcționeze cum trebuie. Ai nevoie de mai mulți carbohidrați să accelerezi metabolismul. Sau invers, că îți dau carbohidrați și puțin, nu știu, 100 de grame, nu slăbești deloc. S-ar putea să ai nevoie de o perioadă de foarte low carb. De keto. Da. Deci aici vin ce părere despre keto, așa, ținută pe termen mai lung? Sunt tot felul de influenceri. Dieta keto, practic, este o dietă preponderent bazată pe grăsimi. Cea ca la carte, undeva 80% din totalul calorilor să vină din, sau 75% din grăsimi, un 15-20% din proteină și maxim 5% din... E greu. E foarte greu de ținut. Fără un cartofior acolo, fără un orezuț. E greu. Poate avea beneficiile ei. Eu cred în aceste diete, să spunem,
funcționale, cum ar fi dieta keto, e o dietă funcțională, adică te poate ajuta pe termen scurt pentru un obiectiv. Poate fi să-ți crești sensibilitatea la insulină. Da? De exemplu, dacă tu ai o rezistență la insulină și ai consumat foarte mulți carbohidrați, ai nevoie să iei o pauză de la carbohidrați. De ce? Ca să refaci corpul un pic, să poți să funcționezi și pe corp cetonic, adică să fie adaptat la grăsime, metabolismul să se adapteze la grăsime și poate fi o perioadă. Și te ajută să ții fasting-ul. Absolut, poate să fie o tranziție. Tranziție, poate să fie o tranziție. Adică sunt niște beneficii, dar astea nu le-aș spune... Nu pe termen lung, nu pe viață. Și nu le-aș promova la omul care ne urmărește. Uh-huh. Adică un om care vrea doar să trăiască mai sănătos, vrea să facă mișcare, nu trebuie să meargă nicio extremă. Astea echilibru. Astea sunt niște planuri, să zic, care pot funcționa pentru o anumită perioadă dacă ești la un anumit nivel sau dacă ești supravegheat. Tu de unul singur nici nu vei putea măcar să îți număr 80% grăsim din totalul caloric. E extrem de greu. Ce am observat în cazul meu, când am încercat să țin keto, așa vreo 5 zile, nu mult, am observat o stare de agitație mai mare, o stare de... E ca o febră, keto fever. Așa, da. Și e și mai low și mai așa. Așa, da. Pentru că e acea tranziție din a funcționa pe carbohidrați, care este energia preferată de corp, ce înseamnă preferată, înseamnă că depune foarte puțin efort să o acceseze. Uh-huh. Zahărul e în sânge, zahărul e în mușchi, am nevoie la milisecundă o accesez. Și sistemul enzimatic e mai facil, e mai ușor. Exact. Și atunci eu mă gândesc așa, eu nu trebuie să biciuiesc corpul ăsta. Exact. Atunci eu trebuie să-i dau, dacă am nevoie de energie, să-i dau un combustibil relativ ușor, dar nu în exces. Adică carbohidrații sunt foarte ușor, nu fac stres oxidativ, da? Dar dacă îi dau prea mulți carbohidrați, corpul nu-i consumă în măsura în care eu îi dau și atunci rezistență la insulină și de asta inflamație și toate celelalte. Corelată nutriția, da, cu nivelul de efort, adică dacă am un antrenament de forță, am un antrenament așa, hit. Bine că ai spus aici. Atunci, deci, hai să luăm așa. Dacă am un antrenament de forță, ce mănânc? Depinde ce înseamnă forță. Ne referim la cu greutăți. Cu greutăți, da. Deci avem zi de picioare, dar să zic de la clasice, cu aparate, cu presă, cu îndreptări, cu... Având un efort muscular, da, intens, atunci am nevoie de carbohidrat. Poate, în funcție de unde mă aflu în drumul meu, pot să am nevoie de carbohidrat și înainte și după. Înainte un ovăz, ceva, un orezuț, un orez, un cartof, suste integrale, da, de carbohidrați. Cu câte ore înainte? Depinde, înainte oră, mai depinde. Nu, dacă faci picioare, ai 2-3 ore. Ca și proteină. Da, absolut, proteină, absolut. Da. Masa trebuie să fie completă, poate înainte. Dacă n-ai, timp suficient, nu prea poți să mănânci proteină înainte, adică absolut, dar da, nu digeri, nu digeri și îți vine, vine bolul alimentar înapoi, automat antrenamentul nu o să mai fie cum trebuie. Nici măcar legumele și verdețele nu trebuie în cantitate foarte mare. Dar dacă totuși se întâmplă, zic, ți-ai programat, n-ai avut timp să mănânci, eu mai apelez și la miere, spre exemplu, ca și sursă de carbohidrați înainte de antrenament, jumătate de oră înainte, dacă n-am avut timp să mănânc. Ce mierea e fructoză în principiu și fructoza nu este carbohidratul preferat de mușchi. Ce înseamnă preferat de mușchi? Glicogenul, da, este practic acea rezervă de carbohidrat care e în mușchi, în celulă și eu o folosesc în timpul antrenamentului. Dar la nivelul intestinului fructoza este transformată în glucoză. Într-adevăr, e un proces mai anevoios. Adică nu accesezi. Nu accesezi, dacă e înainte de antrenament, delay. Da. Exact, dar dacă eu sunt pe grabă și am nevoie de acel antrenament, caut glucoza ca și nivel de carbohidrat și atunci cel mai bun lucru pe care poți să-l iei este ananasul, dacă vrei gustare, pentru că ananasul ca și fruct are preponderent glucoză versus fructoză. Așa. Deci, și mai sunt câteva fructe care au banana? Bananul, multă fructoză în banană nu prea te ajută. Da, ok. Adică ai acel răspuns deci, energetic. Deci zic ce să mănânc dacă n-am mâncat și vreau să am un antrenament de forță. Așa, deci ai spus ananas. Depinde când ai mâncat. Deci dacă vreau o gustare. O gustare, dacă vreau, depinde, masă sau gustare. Dacă vreau o gustare. Gustare, vorbim de gustare pentru că gustare, exact. Un carbohidrat cu glucoză și din sursa integrală de preferat. La un ananas poate să fie o porție de orez. Adică un cartof, o baghetă de aia de orez sau cum sunt făcute rondelele. O rondea de orez, adică o un carbohidrat rapid pe care tu îl vei folosi în următoarele... Îi dau și ceva grăsimi sau nu? Nu neapărat înainte de antrenament. Dar astea sunt deja detalii tehnice. Nu, dar mi se par practice. Adică, băi, n-am mâncat, să iau o rondea de orez cu ce? Cu
Depinde, cu nimic. Okay. Pentru oamenii de rând, gata, nu mai vreau, mi-a pentru omul de rând care vine la mine și nu a mâncat și este da. Foame, îi recomand să vină nemâncat la antrenament. Ok. Adică mai degrabă te antrenezi pe un pic de foame decât cu burta plină. Da, într-adevăr. Dacă tu mănânci și intri în starea de relaxare, nici nu performezi, ești și îngreunat pentru că corpul e focusat pe digestie, adică un antrenament cu un pic de foame întotdeauna e mai intens, mai bun și mănânci după și corpul e ca un burete, asimilează nutrienți mult mai bine decât să te focusezi ce mănânc înainte. Fie mănânc cu 2-3 ore masa normală, fie dacă e o gustare ceva cu un pic de carbohidrat, în funcție de unde sunt. Dacă vreau să slăbesc, n-am nevoie de carbohidratul ăla înainte de antrenament. De ce? Da. Pentru că eu vreau să folosesc grăsimea, să o ard. Exact. Dacă eu îi dau carbohidrat înainte, crește zahărul în sânge și atunci el va folosi zahărul pe care l-am dat. Dacă, să zicem, sunt pe fasting, nu am mâncat, mă duc la antrenament, ce fel de antrenamente ar fi mai potrivite? Din ce știu eu, sunt mai potrivite antrenamentele de cardio, de HIIT, dar cele de forță ajung să deterioreze masa musculară după ce se epuizează glicogenul, dacă eu nu am încărcat și nu am, sunt pe fasting. Ce părere ai de chestia asta? Depinde. E așa sau iar depinde? Depinde, adică întotdeauna depinde de unde te afli. Adică dacă ești sportiv, da, și vrei să maximizezi masa musculară și într-un proces de acumulare de masă musculară, poate să facă sens. Pentru omul de rând nu există nicio diferență. Nu prea contează. Nu e atât de multă distrugere. De exact. Corpul, adică tu, în primul rând, nu ai atât de multă masă musculară să o distrugi. Trebuie să știi câtă masă musculară ai. Pentru un om care are o masă musculară normală, se distruge mult mai greu decât acea masă musculară în exces. Da. Înțelegi? Un culturist pierde diferența de masă musculară. Am înțeles, da. Omul care are mușchia de 10 ani, se pierde, nu prea se pierde. Foarte puțin variază. Foarte puțin. Ce ai pierde tu teoretic în alea două ore, le recuperezi la masa e următoare. Foarte bine punctat, pentru că e această discuție, domnule, fasting-ul scade masa musculară. Într-adevăr, la culturiști sau cei care au masă musculară mult peste medie, exact, diferențele se văd mai pregnant. Absolut. Decât la o persoană cu masă musculară în pe zona mine, medie. Pe mine, care eu sunt un tip atletic. Da. Adică ce înseamnă atletic? Am mai multă masă musculară decât omul de rând, dar nu sunt în zona extremă exact, de culturism. La mine nu se văd aceste diferențe și am foarte mulți prieteni sportivi, tot practicați de fitness, care am observat că lucrurile astea teoretice cu pierdere de masă nu prea se pun în practică. În practică, da. Practic, asta este în zona de culturism extrem, unde ai 20-30 de kilograme de masă musculară în plus, te interesează să te duci la un concurs de culturism și să și vezi atunci nu e bun, da. Atunci nu e recomandat. Am avut, într-adevăr, acum s-au limpezit toate. Dragilor, vedeți de ce am aceste discuții, că și eu învăț la rândul meu. Că avem aceste discuții pe online, pierzi sau nu masă musculară dacă faci fasting, dacă faci post intermitent sau și eu ziceam că nu pierzi masă musculară, într-adevăr se pierde din volum pentru că se duce glicogenul, se duce și apa și mușchiul se depompează, dar nu se pierde fibră contractilă și așa. Bun. La omul de rând nu se, dar la cel hiperpompat și pomparea are și mai mult glicogen, adică mușchiul pompat are un depozit expandat. De glicogen expandat, are un depozit mai mare de glicogen decât o persoană cu mușchi, da, și apă, evident, și evident că diferența, da, se vede. Se ține foarte mult de fibra musculară. Ai văzut omul care face culturism și e super pompat, are un mușchi așa rotund, plin, versus omul care are un antrenament mai funcțional, mai pe viteză, nu are acea musculatură foarte încărcată. De ce? Pentru că nu are rezerve de glicogen atât de mari, mușchiul e adaptat mai mult pe viteză, pe rezistență. Deci, în funcție de tipul de sport, corpul își face rezerve mai mari sau mai mici de glicogen. O adaptare e vorba și de fibra musculară. Deci, ideea este că pentru omul de rând, să intri în atât de multe tehnicalități, te pierzi. Dacă vrei să faci fasting, fă-le pentru beneficiile lui și nu te preocupa de masă musculară. Exact, da. Adică vrei autofagie, vrei ceva regenerare celulară, vrei să înveți să stai și nemâncat o zi. Da. Poate vrei din punct de vedere emoțional. Să ai libertate, pur și simplu. Da. Vrei să experimentezi foamea. E un lucru fantastic pe care l-am învățat de la un tip care zice, eu am făcut fasting-ul, în primul rând să învăț ce înseamnă să-ți fie foame. Adică având atât de multă mâncare din abundență. Nu știi viața asta când îți trebuie. Dar ca și experiență socială, oamenii n-au ce să mănânce. Cum ar fi să experimentezi să n-ai mâncare? Cum reacționezi emoțional? Adică să fiu stăpân pe situație, să nu fiu, aoleu, nu mănânc. N-am mâncat de o oră. De asta
liniștit. Nu ești tu când ți-e foame. Da, exact, adică vrei să fii cât mai flexibil. Da, da. Și te ajută. Și de-aia e foarte important să nu mergem în extreme. Fac fasting pentru o chestie, fantastic. Vreau masă musculară, fac toate celelalte lucruri specifice pentru masă musculară. Mă antrenez cu greutăți, mănânc ce trebuie în majoritatea timpului, mă odihnesc, mă hidratez și masa mea musculară nu o să plece că faci o dată pe săptămână fasting. Garantat. Da. Oricum e atât de multă încât să vezi diferența aia. Adică ce îți placă? 300 de grame? Nici 300 de grame. Da. Atât de grame de munci de pe gambă. Și nu ai concursuri în fiecare zi. N-ai concursuri în fiecare zi. Când să te mai... Deci contează foarte mult. Unde ești? Ce direcție ai? Care e obiectivul? Dar dacă învățăm lucrurile astea principiale, atunci pot să jonglez cu ele mult mai simplu, să fiu flexibil din punct de vedere metabolic, dar și din punct de vedere psihologic și da, emoțional. Și mental, la urmă, creierul ăsta e pe acest corp. Exact. Da? Exact. Minte sănătoasă în corp sănătos, exact. Atât de veche și adevărată. Așa este. Până la urmă, ce prețuim în viață? Prețuim creierul ăsta, da, el face parte din acest corp și trebuie susținut de acest corp. Și corpul, care înseamnă inimă, plămâni, sistem cardiovascular, locomotor și așa mai departe, trebuie să fie în echilibru. Exact. Adică am o minte limpede, sunt filozof, scriu poezii, dar mă doare spatele. Dar nu prea pot să... Bă, dar mă doare spatele, parcă am o jenă, parcă nu mă simt chiar atât de fain că mă doare ceva. Dacă sunt într-o poziție, într-o postură, că am eventual apare o problemă medicală. Deci până la urmă, echilibrul corpului, da? Susține echilibru psihic și sănătatea mentală până la important. Cele mai înalte vârste. Flavius, dacă mai ai ceva să adaugi, a fost o discuție foarte... eu știu lucrurile astea, dar punându-le într-o altă perspectivă se limpezesc și sunt convins că și urmăritorii noștri au acest... O să vedem în comentarii ce s-a transmis, ce a perceput fiecare. Dacă mai ai ceva de adăugat așa pe... Cred că ca și filozofie cel mai important este să nu căutăm perfecțiunea, ci să căutăm progresul, să încetăm să ne comparăm cu alții și să ne comparăm cu noi, să învățăm câteva principii solide și apoi să învățăm să experimentăm, pentru că e foarte important să înveți lucruri noi, dar și din punct de vedere metabolic, da? Sunt foarte multe informații acum din punct de vedere al sănătății, al sportului, al nutriției, e foarte important să mă cunosc pe mine. Asta e ceva ce oamenii nu prea înțeleg. Având foarte multe filozofii, tipare, mentalități, unii adoptă fie asta, și atunci foarte mulți adepți urmăritor, așa. În următor, doar ce zice doctor Cezar e bine, doar ce zice Flavius e bine, tot ce zice, așa fac. Da. E bine să am niște principii, mă educ, am o, să zicem așa, o abordare deschisă și apoi experimentez. Corpul meu, cum se simte? Puneți întrebarea asta, am mâncat un măr, cum mă simt? Mă balonează. Eu personal, dacă mănânc un măr, mă balonez și mă strig la stomac. E fantastic mărul ăla pentru toți oamenii. Da. Mie nu-mi priește mărul. De ce să mă cramponez să găsesc, de ce nu merge mărul când am alte 500 de fructe din care pot să aleg, mă simt bine, am energie, performez, e în regulă să am și o selecție. Asta dacă ești atent, că în cameră te-ai balonat, dar tu ești balonat, dar tu ești cu gândul alte probleme și nici nu știi ce semnal transmite. Exact, deci, mama, să fii în prezent, să vezi, fii în prezent, ce, da. Uite, după antrenamentul ăsta acum m-am simțit fantastic. Mai fă lucrurile care te fac să te simți bine fizic. Repetiția, la fel, foarte important. Acordă-ți timp pentru un domeniu. Adică dacă tu vrei să slăbești și aplici o metodă, dă-i 3 luni metodei respective să tragi o concluzie. Dacă n-ai slăbit într-o săptămână... Dar și zilnic. Adică să te educi, să mai citești, să te informezi, mai ai opinie, mai... Că dacă tu pentru acel proces transformativ din viața ta nu dai decât ora aia de antrenament, unde vine antrenorul și îți spune el ce să faci, dar tu nu ești cu gândul acolo, că doar execuți... Nu faci o transformare. N-ai făcut o transformare care să fie valabilă pe viață, că asta e ideea. Noi, dacă avem un dezechilibru, vrem să ajungem la echilibru și să menținem acel echilibru cât mai mult. Da, e fantastic cum... Acest lucru, cum ar fi sănătatea, e atât de superficial văzut de cei mai mulți pentru că îl luăm ca atare, îl luăm de bun, îl pierdem pe parcurs, dar îl pierdem atât de treptat încât nu se simte. Ne obișnuim cu rău. Exact. Da, foarte bine să ne educăm, să fim deschiși, să
fim conștienți, adică să trăim un pic în prezent, cum mă simt, cum mă percep. La orice vârstă, încă o dată, absolut, repet, și la 50, la 60, la 70, mai ales, la 80 mai ales, de ani. Mai ales, adică dacă, nu știu, până la 50 de ani n-ai făcut nimic, dacă începi să faci la 50 de ani, va face toată diferența de la 50 la 80. Da. Adică dacă te-a pus la 50 de ani, e fantastic. Ce faci la 50 de ani pentru 80 de ani? Am văzut pe internet cazul unei doamne de 90 și ceva de ani care era ajunsese instructor de yoga, de fitness, s-a apucat la 65. Da, fantastic. De ce? Pentru că până la acel moment era supraponderală, sedentară, a avut o viață, mă rog, viață, a avut o viață, da, a avut o viață. Și soțul, mă rog, era într-un conflict, i-a dat o replică de aia foarte urâtă și i-a zis că ești obez, ești, uh-huh, te ajungi la mormânt. Atât de tare s-a răzvrătit așa flacăra aia, focul, până la urmă acel foc toți îl avem în noi. Da? Trebuie să-l atâțăm cumva. Da. Să trezim pofta de viață. Ei, și s-a trezit pofta de viață, femeia a început să slăbească, să se miște, vă dai seama. A început foarte ușor, treptat. Și a ajuns să facă stretching, mobilitate. Ei, și în 2, 3, 4, 5, 6 ani atât de mult a început să practice și a devenit și instructor pentru alte persoane. Și a ajuns la 90 și ceva de ani, am văzut cazul pe net. Da, când te gândești, sunt 30 de ani, adică oamenii, da, nu realizează că la 60 de ani, deci, mai exact, ai o grămadă de trăit. Mai ai dacă, da, faci acea schimbare și exact, la 60 de ani. Absolut. Și spun asta pentru că am urmăritori de toate vârstele. Dar unii zic, dar eu nu mai, voi sunteți tineri, voi sunteți... Nu există. Asta, din păcate, e o mentalitate mult românească, adică dacă, da, mergi afară, pentru mine e fantastic că merg, de exemplu, în Italia, în Franța și văd oameni pe bicicletă la munte la 60-70, da, da, de ani, drumeții, sunt pasionat de drumeții. Uh-huh. Deci, când vezi atâți oameni în vârstă, dar atât de energie, atât de zâmbitor. Și au libertatea și pofta, exact, și frumusețea vieții. Exact. Dacă tot ai de trăit o viață, trăiește-o frumos. Dacă trăiești doar cu te plângi, că nu ai... Asta, ce înseamnă atitudinea. Atitudine, da. Și la urmă asta, mișcarea și tot ce înseamnă pofta de viață și ne bucurăm de viața asta. Din păcate e un cerc vicios, adică vicios sau bun, depinde, da, e un cerc. Da. Una vine în cealaltă direcție. Da. Adică dacă n-ai energie, nu mănânci sănătos, nu te miști. Nu vine să faci mișcare și n-ai energie și exact, nu te miști. Și tot așa. Și invers. Și invers. Dacă faci. Dacă faci, îți vine energia și ai energie să faci. Deci, la un moment dat, dacă ești în zona asta mai puțin productivă, mai low, e foarte important. Ok, ești motivat, dar motivația durează o săptămână. Trebuie să faci tranziția de la motivație la disciplină. Da. Foarte important. Și să-ți faci jurnal, să-ți faci carnețel, să-ți notezi, băi, am mâncat ieri așa, cum am simțit? Ții minte acolo, bă, parcă nu m-am simțit prea bine. Ia să văd, data viitoare, repeți. Înseamnă că faci o corelație între ce ai mâncat, cum ai spus tu. Să fii deschis, da, să te analizezi. Apoi, mănânci, bă, ce bine m-am simțit. Bun, ok. Și în felul ăsta, conștientizând, eventual notând notițe, eu spun, oameni buni, mă uitați la materiale, la podcasturi, la, eu știu, luați notițe acolo, că ideile intră pe ureche, iese pe alta, dacă nu... Din păcate ne uităm acum la informații, da, mai mult pentru distracție, amuzament și să treacă timpul, da, nu neapărat să învățăm și să punem în practică. Da. Am fost la fel fascinat de un tip care punea o întrebare, câte cărți ai citit? Și unul, 100 de cărți anul ăsta. Și ce ai pus în practică? Da. Deci nu contează cât citești, nu contează câte, da, podcasturi urmărești, contează ce acțiunea, faci. Ce acțiunea, ce pui în motor. Exact. Să activezi sistemul, exact, motor, pentru că atunci învățătura respectivă are valoare practică. Că mai vorbim două ori. Mai vorbim. Deocamdată atât. Cu altă ocazie o să revenim. A fost o discuție foarte interesantă și pentru mine, cred că și pentru urmăritori. Îți mulțumesc încă o dată și, dragilor, stă în puterea voastră să vă luați sănătatea în propriile mâini. Urmăriți și celelalte materiale, fac tot posibilul să fie antrenante, să fie informative și să vă ajute, dar, bineînțeles, luați notițe și puneți în practică. Până la urmă, puterea este a voastră.